Și mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, a fost o oază de liniște duhovnicească pentru miile de pelerini veniți din întreaga țară cu ocazia sărbătoririi celui de-al doilea hram al așezământului monahal. Credincioșii au participat mai întâi la slujba de sfințire a apei și apoi la Sfânta Liturghie oficiată de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, la altarul de vară al mănăstirii. Mii de credincioși care au venit din toate părțile, bucurându-se și de vremea deosebită, dar împlinindu-și obiceiul lor și tradiția lor sfântă, ca să guste din apa sfințită de la izvorul mănăstirii, care a dăinuit peste veacuri, care a ținut legătura cu poporul, chiar și atunci când biserica mănăstirii era distrusă de tunul lui Bucov. De asemenea, s-au bucurat de Sfânta Liturghie și de taina Sfântului Maslu, rămânând cu toți, mulți, mulți dintre ei, ca să primească acest har prin ungere cu un de lemn sfințit spre sănătatea sufletului și a trupului, spre iertarea păcatelor și spre vindecarea de neputințe și de boli. Pelerinii veniți din toată țara au luat apă de la fântâna tămăduitoare din incinta mănăstirii. Acest loc este atestat încă de acum câteva secole. Minunat ca întotdeauna. Sufletul, da, ni se umple de bucurie, de împlinire, de tot ce înseamnă credință. Foarte bine. Bună, înălțătoare, deconectantă. Am luat și apă sfințită, am luat tot. Am aprins lumânări, am pus pomelnice. Suntem împăcat sufletește. O mare împăcare sufletească ne-a dus slujba cam respectivă. Cam fiecare an am venit, de vreo 5-7 ani tot într-una venim. Foarte bine, liniște sufletească, sănătate și mulțumiri sufletești. De la Dumbrăveni vin, județul Sibiu, și a fost foarte frumos. Da, a fost un moment unic, așa, un eveniment important pentru noi și pentru viața noastră. Ca în fiecare an, după Sfânta Liturghie, la altarul din pădure a fost oficiată taina Sfântului Maslu.